Apar date noi șocante din ancheta care se desfășoară în cazul băimărencei găsite fără suflare pe marginea drumului în apropiere de localitatea Formia, în Italia, și despre care Plus TV a dat informații pe data de 25 octombrie. Din primele cercetări ale carabinierilor a reieșit că șoferul, în vârstă de 42 de ani, este un soldat american de la baza NATO din Gaeta, Italia. După cum scrie site-ul vasiledale.ro, acesta conducea un bolid de lux și din cauza unor depășiri periculoase și a vitezei excesive a intrat într-un alt autovehicul care circula regulamentar pe contrasens, apoi a lovit femeia care se afla pe marginea drumului. Doamna în vârstă de 63 de ani din cartierul Băimărean Firiza se întorcea de la bătrânul pe care îl îngrijea și a fost proiectată 10 de metri pe câmp. Americanul nu le-a spus carabinierilor că lovise și un pieton, așa că femeia a rămas pe câmp. Poliția a făcut tragica descoperire câteva ore mai târziu după ce un locuitor a găsit geanta victimei într-un șanț din apropiere și a predat-o poliției. Ceea ce i-a condus pe anchetatori pe drumul crimei a fost semnalarea din partea unei prietene a victimei, îngrijorate că Băimăreanca nu răspundea la apeluri, relatează presa din Italia. Astfel, polițiștii s-au întors la fața locului la câteva ore distanță și au găsit-o pe femeia decedată. Pe mașina soldatului american s-au găsit urme biologice și fire de păr aparținând victimei, iar primele rezultate ale autopsiei au arătat că românca a decedat din cauza mai multor politraumatisme la nivelul capului. Acum, autoritățile italiene vor să înțeleagă dacă românca a murit pe loc în urma impactului sau putea fi salvată dacă se intervenea la timp. Aspecte care ar putea agrava situația șoferului.